Bună ziua și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea o zi frumoasă la toată lumea. Astăzi vreau să pregătesc o specialitate pe care o făcea bunica mea. Se cheamă orongolușco în Transilvania. Tradus ar fi găluște de aur, probabil. Și pentru aceasta am nevoie de nu foarte multe ingrediente. Drojdie, aproximativ 6 grame de drojdie, lapte călduț 100 de mililitri, 2 linguri de zahăr, 2 linguri de smântână, ulei 100 de mililitri, ulei călduț, o lingură de coajă rasă de la o lămâie. Eu am pus-o în congelator ca să pot să o păstrez. E ca și proaspătă, aroma perfectă. 2 plicuri de zahăr vanilat, nucă pe care am să o macin și cu zahăr. Deocamdată pregătim aluatul. Punem laptele, 6 grame de drojdie, care eu am cântărită, eu am deja măsura pregătită, e o linguriță din acesta rasă, 6 grame, zahărul, uleiul, călduț și laptele și uleiul să fie călduț. Le-am pus toate aici. Le amestec un pic. Așa. Am să adaug și gălbenușurile. 2 gălbenușuri. Am să dau și coaja rasă de la lămâie. În aparatul acesta pun prima dată lichidele și pun numai gălbenușul. Albușul face să nu fie așa de... face aluatul mai tare un pic. Și atunci pun numai chiar gălbenușurile. Zahărul vanilat. Smântână, 2 linguri de smântână, una, 2 linguri de smântână și făina 500 de grame. Toate astea am să le pun la frământat. L-am introdus într-acest aparat de îl frământ. N-am pus pe program 8, care chiar frământă și îi dăm drumul. Aluatul meu este aproape frământat, nu este lipicios, deci nu se prinde de mână. Îl mai lăsăm încă câte 2-3 minute să se frământe, după aia îl lăsăm la dospit. Am să-l opresc aparatul și am să-l golesc într-un alt vas. Am să-l golesc în acest vas, am să-l ung un pic cu ulei ca să nu se lipească foarte tare.
de vas. Am să-l scot de aici. Așa. Să fac o bilă. Și am să îl pun în acest bol. Și am să-l acopăr și las aproximativ 40 de minute ca să-și dubleze volumul. Între timp, pregătim nuca. La măcinat. Pregătim nuca pentru măcinat. Nu am ceva mai mare, așa că am să mă folosesc de acest mic dispozitiv. Nu am nici foarte mult de măcinat. Și am să-l macin cu acesta. N-am mai măcinat nuca cu el, dar cred că merge. Mi-a fost descărcat aparatul, între timp l-am încărcat. Îi dăm drumul, este un aparat micuț. Îl folosesc la usturoi, la ardei, dacă am chiar foarte puțin de tocat, merge foarte bine. Acum macin nuca cu ea și sunt foarte mulțumită. Așa, cred că e bine. Așa, măcinăm toată, mai un pic. Așa. Este nuca de aici cumpărată din Franța, sunt 250 de grame. Merge foarte bine. Să vedem. Mulțumitor. Mulțumitor. E măcinată. Mărunt. Satisfăcător. Și adăugăm zahăr după gust. Cât de dulce doriți. Eu am să pun vreo 3 linguri de zahăr. 4. 3-4 linguri de zahăr și verificăm dacă este suficient. Am mai adăugat o lingură și asta am să pun și la umplutură și pe. O să vedeți imediat cum procedez. Aluatul meu a dospit. Și am să-l golesc pe această planșetă. Așa, nu se lipește, este foarte bună. Așa, am să-l formez o bilă și am să-l împart în două. Le-am împărțit în două. Astea sunt, este coaja de lămâie. Așa, le-am împărțit, o bilă o pun deoparte și una o întind, o foaie nu foarte groasă, nici foarte subțire. Așa, o foaie nu foarte subțire. Am să tai cât de cât pătrate. Cât de cât la fel. Așa, cât de cât la fel.
și am să pun pe ele câte un pic de nucă. Așa. Am pus nucă. Pregătesc o tavă unsă. Eu așa am să ung. Foarte bine. Bun. Și am să formez bile. Biluțe cu acest aluat. Așa. Am să formez bile. Să le închid bine, bine. Cu toate. Așa. Le închid bine. Pe fiecare. După care am să le dau prin nucă. Foarte bine. Așa, foarte bine, o să le dau pe nucă și am să le aranjez în tavă. Le-am dat pe fiecare. Și așa am să procedez și cu a doua bilă care mi-a mai rămas. Așa, am să o întind. Foaie. Am făcut și ultima. Și le aranjăm în tavă. Și ultima. Am terminat-o. Așa, mai pun un pic de așa presar peste. Și le las la dospit aproximativ 20 de minute. Să vedem cum se prezintă. Au crescut frumos biluțele mele de aur. Și am să le bag la cuptor, care este deja pregătit la 180 de grade aproximativ pentru 30 de minute. Dar verificăm, trebuie să aibă o crustă frumoasă deasupra. Și acum le introducem în cuptor. Așa se prezintă acum, băgate în cuptor și mai revenim să vedem cât de frumos cresc și oricum, gustul face diferența. Gogoașele mele, găluștele mele de aur, cresc foarte frumos, deja îs peste stavă, dacă se vede. Și sunt foarte bine crescute și arată super. Uitați ce bine arată găluștele mele. Sunt splendide. Cred că găluștele mele de aur sunt gata și am să le scot din cuptor. Și așa se prezintă. Sunt foarte frumoase. Priviți! Sunt și frumoase și vă garantez eu că sunt și gustoase. Lăsăm un pic să se domolească, se pot servi
calde sau reci, după preferințe. Mulțumesc pentru vizionare. Dumnezeu să fie cu voi și în această zi și așteptăm să ne revedem.